Deținut Moraru, te afli aici sub grava acuzație de subminare a regimului. De asemenea, dovezi recente indică prime monstruoase comise în cadrul reeducării, în care dumneata și grupul tău de deținuți ați anichilat mai mult. Dragii mei, o clipă, opriți o clipă. Vreau să vă urez. Dragii mei, vreau să vă felicit. Și să vă doresc să aveți un drum bun în viață, orice cale ați apuca. Să aveți putere de muncă și perseverență. Să ne faceți mereu mândri de voi. Și să contribuiți cu tot ce puteți la progresul umanității. Și vă mai rog ceva. Să aveți mereu înțelepciunea de a alege ce e mai bun, dar nu numai pentru voi, ci pentru toți ceilalți care sunt în jurul vostru. Și să nu uitați că numai cu muncă, cu efort susținut, puteți evolua. Și nu numai ca oameni, ci și ca stâlpi pentru lumea nouă pe care o construim acum împreună. Da? Și acum, la mulți ani! Continuați, hai! Sunt bine. Sper că nu postești sau alte prostii. Un băiat studios ca tine nu poate să se ocupe de asemenea primitivisme. Asta sunt obiceiuri pentru cei care nu vor să muncească. Un tânăr ca tine are nevoie de putere de muncă. Că își facă un viitor. Marișico! Ia du-și ceva de mâncare că moare băiatul de foame. Serios, unchile, sunt bine. Am citit un pic și sper să-mi dau seama, am obosit, nu știu. Că tot vorbeam de viitor. Eu zic să te înrolezi în partid, cum am făcut și eu. Așa o să pot să-ți fac rost de o poziție mai bună mai târziu, pricepi? M-am gândit și eu la asta. Acum eu sunt elev. E, asta e bună. Ei, și tu acum, ai să fii student la drept? Păi asta e ceva. Promis, da? Vă conduc. Unchiule, oare toți legionarii sunt răi? Bine, mă, deșteptule. Pe mine mă întrebi. Eu sunt comunist. Sunt în ilegalitate. Ce spune asta? Păi până acum câțiva ani și comuniștii erau în ilegalitate. E, ți-ai răspuns singur. Bravo. Să știi că întotdeauna, Herman, e vorba de oameni. Dincolo de culori, credințe, doctrinii, zace omul. Iar omul e cel mai periculos animal. Întotdeauna să ții minte lucrul ăsta. Pricepi? Așa cum trebuie să ții minte tot timpul că orice ființă rațională are un crez. Eu sunt comunist, da? Eu cred în progres și nu cred în Dumnezeu. Legionarii cred în Hristos și nu cred în democrație. Ai înțeles? Bună ziua! Un nou episod din emisiunea Educație, Antreprenoriat și Antreprenoriat Social, un parteneriat Revista Patronatului Român și Camelia Vețeleanu, fondator Le Carusel. În ediția de astăzi vom sta de vorbă despre Experimentul Pitești, film, dar și inițiativă de antreprenoriat social, împreună cu autorul, regizorul, Victoria Baltag. Bună ziua, Victoria! Bună ziua, mulțumesc, bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră și cu Adina Tari. Bună ziua, Adina! Bună ziua, Cezar! Adina Tari este consultant internațional de afaceri, psiholog de afaceri, autor de carte, lector, coach, mentor,
cu o vastă experiență atât în afacerile din marile companii internaționale, cât și în sectorul IMM. Mă bucur că astăzi Adina este chiar la București, alături de noi, și îi mulțumesc foarte mult pentru asta. Pe Adina ați văzut-o la revista Patronatului Român, în seria de emisiuni Redefinim orizontul afacerilor, în care abordăm teme de business. Dar astăzi vom aborda o temă de antreprenoriat social. Nu înainte să spun despre invitata noastră principală, Victoria Baltag, că este doctorant al Queen's University Belfast în istoria filmului și în același timp este regizor, sociolog, jurnalist, dar mai ales antreprenor social. Victoria, înainte să intrăm în subiectul principal al emisiunii, spunem noi Experimentul Pitești, am să te rog să ne vorbești un pic despre cariera ta, cum ai ajuns să te întâlnești cu acest proiect, ce te-a inspirat și după aceea o să te întreb, bineînțeles, detalii despre proiect. Vorbește un pic despre tine. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru întrebări. Sunt la bază jurnalist, mi-am dorit să devin prezentator TV. Fetiță, când 5 ani, 10 ani, mi-am amintesc foarte bine că aș fi mers pe partea de medicină și chiar studiam. M-a dus drumul vieții către film. În acest moment fac film de lungmetraj și o să vorbim asta în minutele următoare. De asemenea, am început un startup, un produs de ceai, se numește Silk Tea Experience și acolo vin cu antreprenoriat social. 20% din vânzarea pliculețelor mele de ceai merg la un fond pentru femeile antreprenori la început de drum. Am o asociație neguvernamentală, se numește Asociația Connections România și inițiem proiecte care să dezvolte tineri cu capabili de performanță, îi ajutăm cu burse, îi trimitem în mobilități Erasmus, așa la scară mică cât pot să le fac eu pentru că mă ocup cam de toate. În mare cam asta despre mine și aștept și întrebările dumneavoastră în cazul în care este de interes. Este de interes. Mai întâi vreau să întreb despre Connection România. Da, mulțumesc pentru întrebare. Asociația Connections România este o asociație neguvernamentală, da, pe care am înființat-o cu încă doi colegi ai mei, Emil Călinescu și Adrian Diaconu. Dorința noastră a fost să formăm o asociație care să susțină tinerii capabili de performanță. De aici a pornit totul. A fost înființată în 2012 și iată-ne astăzi în 2022 cu activități deja de susținere a anumitor tineri, de susținere a proiectelor culturale, inclusiv Experimentul Pitești, în ceea ce privește campaniile de strângeri de fonduri au fost făcute prin această asociație. Cam despre asta e vorba. Da, deci fundraising pentru domeniul cultural și pentru performanța tinerilor. Da. Și am reținut și un proiect pentru femeile antreprenori la început de drum. Acolo tu ești un contributor. Sunt inițiatorul acestui Silk Tea Experience. Este un produs de ceai pe care l-am inventat. Să vă spun două cuvinte, așa. Neapărat. Este vorba despre planta de porumb. Iau floarea și o pun în ceai, este o plantă medicinală care aduce peste 44 de beneficii corpului uman, de la antidepresiv până la slăbire, a mări capacitățile de dezvoltare a colagenului în piele, o groază de lucruri benefice. Nu prea se bea la noi așa ceva. L-am amestecat cu codița șoricelului, o altă plantă, și am mers în satele din România unde am găsit oameni care împletesc obiecte din pănuși de porumb. Și atunci eu vin cu o cutie împletită manual de către acești meșteșugari din România, pun în această cutie plântuț, adică floarea de mătasa de porumb, practic. Și păi, chiar vreau să te întreb, că știam leacurile, da, băbești, da, cu mătasa, da, de porumb, de porumb, exact, și chiar mă întrebam, da, care e floarea și care e diferența între, da, tradițional. Da, da. Deci ăsta este, ceaiul de mătasa de porumb. Da. Și să, da, continui, aceste, da, pliculețe sunt niște pliculețe bijuterie. Ele sunt în bumbac croșetat. Deci este o experiență pe care o ofer și ceaiul meu se bea îndulcit cu lapte,
stilul britanic și se aromatizează cu vin ars, un lichior tradițional românesc. De aceea se numește Silk Tea Experience, fiecare cutie este unică. Am început cu o variantă de 500, am început un Kickstarter, așa am deschis acest startup. A fost o campanie de succes și trebuie să mă ocup și de asta. Doresc timp, că ăsta e cel mai scump cadou. Da. Când a început această inițiativă, acest startup? Cu ceaiul. Cu ceaiul, da. Anul trecut în vară. Anul trecut în vară. Am început ideea, am colectat, am mers prin țară, am căutat meșteșugari care să-mi facă aceste cutii, le-am dat măsurile, i-am întrebat dacă sunt de acord să facem acest parteneriat, apoi am căutat o variantă propice de împachetare a acestei mătăsi de porumb și când am găsit rețeta care mi-a convenit. În cutie trebuie să spun că pun și un obiect foarte micuț, tot așa, făcut de acești meșteșugari. E un glob, un iepuraș, da, în funcție de sezon. Este o experiență de a bea ceai în mintea mea, ca să spun. Ați înțeles. Da, am înțeles foarte bine, Victoria. Adina, te provoc să debutăm această emisiune, să prelungim debutul acestei emisiuni cu acest exemplu de antreprenoriat. Da. Emisiunea fiind despre antreprenoriat și antreprenoriat social, da. Norocul este că am găsit aici 2 în 1. Da. Și te rog să ne uităm un pic la demersul antreprenorial pe care l-a făcut. Înțeleg că e foarte recent, că pune foarte multă pasiune în el. Da. A identificat un produs unic și deosebit. Acum, tu, consultant de afaceri, ce vrei să o întrebi despre cum funcționează afacerea? Că noi tot am discutat lucrurile astea. Adică e suficient, da, ce ne-a povestit? Sau? Este suficient pentru un început, este minunat pentru început și se încadrează puțin în subiectele pe care le discutam noi și anume, la început există o idee pentru o cerință în piață sau pentru o cerință care nu există, dar se poate crea. Pentru un produs care este diferit de ceea ce există și care în același timp adaugă niște lucruri în plus, pentru că mi se pare că acest produs al Victoriei nu este numai legat de ceaiul respectiv, care este ceea ce noi bem, ci este, cum spune ea, în mod repetat o experiență, dar mie mi se pare că este o experiență vizuală, estetică, o experiență de surpriză și de descoperire. Mi se pare că acele elemente care l-a descris de mic obiect care există și care e diferit creează, așa, aduce un element surpriză și de asemenea mi se pare că toate părțile care compun acest produs, pentru că este un produs, sunt de fapt utilizabile. Bănuiesc că acea cutie minunată care e făcută artizanal poate fi utilizată din nou pentru a conține mici obiecte. Acel mic cadou care există înăuntru poate fi utilizat ca un mic bibelou sau ca un cadou care se poate da mai departe. Ceaiul se bea cu tot felul de asortat avantaje, cu lapte sau asortat cu vin ars și cu alte lucruri după gust. Deci o experiență senzorială. Da, deci este bogată. Exact, este așa un fel de, mi se pare mie, ca o poveste care se desfășoară. Întâi primești pachetul, după aceea deschizi cutia, începi să descoperi niște lucruri în cutie și la sfârșit, în timp ce ai această desfășurare de activități vizuale, senzoriale, estetice și intelectuale, pentru că ai și o curiozitate și încerci să înțelegi ce se întâmplă și apreciezi ce vezi, ai și experiența aceea gustativă și olfactivă, plus beneficiile care se întâmplă. Deci mi se pare minunat, este un produs complex cu pași care duc la descoperirea lui. Deci, apropo de întrebarea ta, revenind după un răspuns mai lung, ne întoarcem cu o paranteză. Noi suntem oamenii parantezelor. Da. Ne întoarcem înapoi. Deci asta este ideea minunată și Victoria, într-adevăr, a găsit resursele de unde vin materiile prime, a găsit tipul de competențe ca să creeze acest produs și probabil că ambiția, și nu știu, asta e ambiția ei, este startup-ul ei, ar fi ca să scaleze
această ofertă pe o scară mai mare, deci să creeze puțin mai multe livrări, puțin mai multe comenzi și atunci va începe, să zicem, o altă etapă, și anume cum mărim această idee, cum o publicăm, cum îi facem marketingul, cum o facem cunoscută pe o piață cât mai largă, și eu aș sugera nu o piață neapărat locală, ci globală, pentru că tehnologia ne permite acest lucru. Deci am trecut de prima fază, să spunem că aprobăm produsul, probabil că ea are deja un feedback care a venit de la niște... Asta vreau exact, să întreb pe Victoria, exact, dacă a fost validat de piață, deci exact, dacă sunt cumpărători, doritori... Da. Trebuie să spun că încă mai am cutii de trimis, da, în Olanda, în România, în America și în Canada. Am rămas cu ele încă netrimise pentru că m-am ocupat de celălalt proiect al meu, care este la fel de apropiat de inima, mai mult, că e mai vechi. Da. Așa. În urma Kickstarter, pentru că l-am lansat pe platforma de strângeri de fonduri internațională inițiată de americani, care se numește Kickstarter, probabil că privitorii noștri știu ce înseamnă asta, a fost pentru mine nu neapărat o necesitate, că puteam să... nu este un business foarte scump, însă a fost o probare că piața dorește un astfel de produs. Este un produs de nișă pentru persoane care vor să acceadă la o experiență nouă, intelectuali, ca a spus foarte bine Adina, și care vin în acest... în această arie de produse de genul acesta pentru a avea o valoare adăugată în viață. Hai să povestim un pic, că tu ai spus că probabil că audiența, urmăritorii noștri știu despre ce e vorba. Eu cred că o parte știu și o parte nu știu. Dacă vrei să povestim un pic... Sigur. Și după aceea ne ducem repede la proiectul de antreprenoriat social. Uh-huh. Cum funcționează o astfel de platformă? Deci acolo îți validezi afacerea și în același timp strângi niște fonduri necesare debutului, da? Așa. Și o să vin un pic înapoi, că toată lumea are impresia, eu când am început să strâng fonduri și pentru film și pentru acest startup, eu credeam că postez acolo informații și vine Sfântul Duh și îmi pune mie în cont banii, eu doar am lansat. Nu. Degeaba e o idee foarte bună și Adina îmi spunea acum ceva timp că ideea nu e atât de importantă, implementarea ei este importantă. Toată lumea are idei, că suntem foarte talentați la a avea idei. Așadar, ai venit cu ideea, trebuie să demonstrezi că este o idee validă printr-un material video pe care ei ți-l cer, prin anumite descrieri, deci un pitch deck, mai permanește, da, așa, da, un plan de afaceri, da, la scară mică, pentru că ei promovează mii de astfel de startup-uri. După care trecem... Te trebuie doar o secundă. Ai observat un pitch tech mai pe românește? Da, știi, da, că noi comentăm așa, da, spre da, da, absolut. Scuze, da, pentru că nu știu cum să spun în românește. Nu, chiar așa este. Asta vorbeam cu Adina, din cauza asta mi-am permis să te întreb și spuneam că sunt formulări în limba engleză care deja nu mai au traducere în limba română și sunt înțelese ca atare. Am înțeles. Așadar, după ce urcăm pe această platformă toate cele cerute de către ei, există o comisie care analizează această campanie. Validitatea, și, da. Exact, da. Și dacă e în conformitate cu cerințele lor, pentru că nu promovează orice campanie. Și trebuie să spun aici, așa pentru cei care vor să aplice și încurajez neapărat, este o dovadă, Kickstarter e dovadă că ai oameni care vor să cumpere așa ceva, dincolo de banii care vin. Așa, și să mă întorc. Ei hotărăsc dacă aprobă sau nu. Și pe mine m-au respins. Că de asta și voiam să... Și de ce m-au respins? Pentru că i-am spus că pun ceaiul, este format din plântuța, mătasa de porumb, corn silk flour, da, așa, și lapte, și am spus vin ars. Și au căutat și au văzut că e alcool și el nu promovează nici un startup care are legătură cu tutun, alcool, au și ei niște reguli. Da. Da. Și atunci m-am spus imediat, răspund că eu muncisem o groază și la materialul video și pregătisem tot și le-am spus că a fost o greșeală. Pentru această ediție nu punem vin ars. Da. Și am scos, imediat mi-au aprobat-o și apoi a urmat munca titanică de după. Asta înseamnă să te duci la cei trei fools, friends, family and other fools. Adică familia, prietenii și alți proști care vor să te ajute să-ți urci afacerea. Deci trebuie convinși aceștia să doneze.
abia când ai făcut cel puțin 20% din suma pe care eu am, targetul meu era 5.000. Și e foarte frumos la Kickstarter și recomand lumea să folosească, pentru că la Kickstarter, dacă ai pus un target de 5.000 și nu l-ai atins, nu primești niciun ban. Deci toți donatorii care au donat, dar dacă n-ai atins, pierzi tot. Și atunci te ambiționează să mergi, eu am mers până în pânzele albe, mi-am sunat prietenii până să trimiteți-mi, vă dau eu înapoi banii mei, azi merg, sumă. Exact. Da, și am reușit, campania a fost de succes, am avut și vizibilitatea media. Din România, cei de la Business Magazine au scris un articol, le-a plăcut proiectul, și cei de la Luxury Magazine. Da, nu aveam o relație cu ei, adică și m-am fost impresionată că au făcut gestul ăsta, le-a plăcut proiectul și de aici, oamenii pe Kickstarter, eu de fapt am vândut produs. Deci fiecare putea să facă și o donație, dar putea să facă o donație, dar în donația respectivă primeau cred că și vânzare și donație. Erau deci și două tipuri, două tipuri de contribuții. Iar acum trebuie să am trimis dintre ele și mai trebuie să mai trimit că n-am avut timp. Dar trebuie să asta la cumpărători, nu? La cumpărători, exact. Excelent. Da, deci deja o mică piață globală. Cât a fost suma pe care... Targetul meu a fost de 5.000. 5.000 de lire. De lire, pentru că trebuie să spun, România nu este eligibilă pentru acest Kickstarter. Aha. Numai țările dezvoltate. Și atunci eu, pentru că eram în România, eu am aplicat cu conturile mele din Anglia. Pentru că sunt, fiind studentă în Marea Britanie, mi-a fost foarte ușor și sunt rezident acolo. Adina, aș vrea să comentez cu tine doar un mic aspect și după aceea trecem imediat la următorul subiect, pentru că timpul trece repede și... Ca de obicei, în conversațiile astea avem paranteze. Ai observat că există un personaj acolo pe care l-a menționat Victoria, Fulz. Da. În categoria asta intrau prietenii, familia, dar și alți fools. Eu aș spune fans, tot cu F începe, și eu aș spune fans. Deci, după părerea mea, acestea sunt oameni care sunt pionieri, care sunt deschiși la lucruri noi, care susțin, de fapt, inovația, susțin... Ideile, proiectele oamenilor care au curajul să creeze așa ceva. Și mie mi se pare foarte important ca să-i avem și pe acești fani care susțin, pentru că reprezintă o categorie și sunt un fel de catalist al întregii mișcări de adoptare. De fapt, ei sunt early adopters, cum se numește, adică cei care adoptează ideile noi de vreme și sunt pionierează. Ce aș vrea eu să observ este că a apărut această categorie foarte importantă în promovarea startup-urilor. Da. Și dacă ți-aduci aminte la ultimul eveniment la care mă bucur că ați participat, Men and Women in Business, spuneam în debut că perioada în care profitul era singurul mobil... S-a terminat. Deci li se spune fools, probabil prin prisma faptului că nu au niciun obiectiv Nu urmăresc banii de profit. Specific. Exact, ceea ce acum 20-25 de ani în afaceri, dacă făceai lucrul ăsta, erai un fel de outset, erai un fool. Era într-adevăr un fool, adică un prostuț care nu știe ce face. Nu înțelege ce face. Exact. Pe când acum, chiar dacă a rămas denumirea, noi de fapt înțelegem că nu e vorba deloc de un fool, e vorba de niște promotori care au gândirea și au altă motivație decât motivația pură de profit. Mulțumesc foarte mult pentru primul exemplu din activitatea ta. Ne întoarcem acum la ce spuneam noi că ar fi obiectul principal al emisiunii noastre de astăzi, experimentul Pitești. Mai întâi să ne spui cum te-ai întâlnit cu fenomenul ăsta și după aceea am să te rog o descriere a acestui proiect. Da, în 2011 eram studentă la Universitatea din Birmingham, făceam un MA, un master în artă, în film, istorie, televiziune, producție și regie, film și televiziune. Venită în România, mi-am dorit să fiu proactivă, să fac ceva cu viața mea și am aplicat la școli de vară. Între acele școli de vară la care am aplicat a fost și una organizată la Râmnicu Sărat, la Închisoarea Tăcerii, lângă Închisoarea Tăcerii, să ne înțelegem așa, organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Acolo am luat eu contact pentru prima dată cu crimele comunismului. Și trebuie să spun că spun la toată lumea și le este foarte greu să creadă, în special colegilor mei din alte țări, că eu trecusem deja prin școală, eu făcusem în România la acel moment
două facultăți, terminasem FJSC, Facultatea de Jurnalism și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, ambele. Făcusem un master în management și marketing internet. Făcusem școală, mergeam la conferințe. Este incredibil că la mine nu au ajuns aceste informații legate de crimele comunismului, poate doar memorialul durerii. Sau, dar pentru asta trebuie să caut. Eu în școală nu citisem despre asta și am fost revoltată. Dar noi de ce nu ne cunoaștem trecutul? Pentru că cei de la Stanford spun că există o repetitivitate a atrocităților din lume. Și am căutat și am aflat că, de fapt, despre experimentul Pitești nu era niciun material vizual de talia unui lung metraj, așa cum mi-aș fi dorit eu să fac. Și am mers în stânga și în dreapta, căutând ajutor. Am văzut că toată lumea este deschisă la modul, da, este un subiect important, dar nimeni n-a venit cu acțiunea. Cum spunea Adina, da. Foarte mulți oameni au idei, dar ce este cel mai important, să le pui în practică, exact, Adina. Și atunci am zis că dacă nu este nimeni care să fi făcut asta, mă apuc eu. Și oamenii mi-au râs în față, eram așa, mă vedeți, sunt foarte micuță, da. Și mi-au zis, face piticuța asta. Da. Iar eu m-am ambiționat, 3 ani de zile am cercetat în arhive, am citit cărțile, m-au ajutat și cei de la ICCMR cu informații și cărți și așa. După aceea am cunoscut supraviețuitori și rudele acestor, am clădit povestea, am consultat-o cu Lex Axinte, care este scenarista, noi am lucrat împreună, eu partea de documentare pe partea de scris. În 2015 am avut scenariul gata, am făcut 6 castinguri în fiecare zonă din România, pentru că am vrut ca actorii mei să aibă accentul din zona respectivă. În film veți vedea că moldoveanul vorbește moldoviniește, ardeleanul nobinie vorbește ardeleniește și molteanul, nu mai știu accentul cum. Fustei, mersei, făcusei. Exact, exact. Așadar, proiectul este independent. Fonduri nu s-au găsit pe nicăieri, la sute de uși am bătut, am mers cu mai puțin de 10% pe care i-am strâns în aceste campanii despre care vorbeam. Am făcut GoFundMe, Indiegogo, Bursa Binelui în România, Sprijină.ro, am strâns foarte puțin, sunt valide, putem să le vedem și trângeam câte 1000 de lei, am strâns odată 2500, mă rog, banii pe care îi cheltuiam într-o zi, două, maxim, cu mâncarea, cazarea și transportul actorilor mei. Dar ne-am ambiționat foarte tare, în acest moment suntem 120 de actori, peste 600 de oameni din spatele echipei care au contribuit la acest proiect. Filmul este gata, va apărea pe micile și marile ecrane din toamnă și este un film cu zero buget. Un film la care lucrez din 2011. Cam despre asta este vorba, am omis ceva? Da, ai omis, e o poveste foarte frumoasă. E un proiect pe care l-ați făcut cu zero buget. Dar cu toate astea, cred că sunt niște cheltuieli, da. Care în continuare, da. Deci, cumva Adina e pe minus, nu e pe zero, că dacă ar fi pe zero, nu? Da, este cred că termenul real este zero buget de început, dar cu cheltuieli. Și atunci ideea este că punem puțin căruță înaintea calului, în sensul că banii pe care ar trebui să le avem ca parte de buget nu există, dar cumva reușim să-i găsim, să-i împrumutăm și noi avem cheltuieli, iar după aceea recuperăm aceste cheltuieli. Acum, a face un film este un proces extraordinar de complex, de lung și care de obicei are întotdeauna probleme financiare, chiar și pentru mari producători și marele filme. De ce? Pentru că trebuie să interesezi părțile care vin să-și dea acest flux de bani, trebuie să ținem minte că este o industrie ca și alte industrie, de pildă, industria modei și așa mai departe, alte industrie unde cheltuiești înainte de a-ți putea recupera banii și durata între momentul în care încep cheltuielile, termin cheltuielile, ai produsul, îl vinzi și îți vin banii, care să acopere cheltuielile, pot să fie luni de zile și ani de zile. Deci tu faci un film și cheltuiești acum ceva și până ți iese pot să treacă 5 ani și după aceea încep încasările și din încasări se plătesc lucrurile și există o ordine de plată. Deci este foarte greu, dar în cazul Victoriei a fost și mai greu pentru că ea nu a avut de la început niște părți care au putut să împrumute acești bani contra unui contract și după aceea să existe un flow
financiar, de intrări-ieșiri, intrări-ieșiri, până când apar în casările mari, când se vinde acest produs, cum s-a spus. Și observ la Victoria care atâta pasiune și atâta energie, încât din prezentarea ei se înțelegea că gata, au trecut 5 ani, au muncit 1000 de oameni, și cu zero buget, a ieșit, apare pe ecrane, nemaipomeni. Dar de fapt, trebuie să acoperite niște cheltuieli. Da. Dincolo de ambiția și de pasiunea ta, am văzut că și din punct de vedere antreprenorial ești un om bine orientat. Sper. Probabil că ți-ai făcut un plan. Noi, da, dacă discutăm despre antreprenoriatul social, discutăm inclusiv aceste aspecte. Cum reușim să finanțăm aceste proiecte, chiar dacă obiectivul lor principal este un obiectiv cultural sau social? Da. Ce mecanisme punem în practică dacă combinăm tehnici specifice antreprenoriatului sau specifice mecenatului sau diverse alte procedee? Sunt tot felul de inițiative inovative în domeniul ăsta. Noi am prezentat un film. Da. Un film care, una dintre emisiunile anterioare, ți-am arătat-o și ție, filmul respectiv era o metodă de fundraising, de fapt, pentru o asociație caritabilă pentru copii. Da. Da? Deci, tot felul de mecanisme și vreau să vin să te întreb. Care sunt planurile tale? Cum finanțezi acest proiect? Chiar dacă el e gata. Mi-a plăcut foarte mult ce a povestit Adina și este adevărat, cu o singură virguliță acolo. Da. Poți să faci profit sau nu? În orice produs. Așa. Da, da, este un risc foarte mare și practic nu poți garanta, mai ales când ai... când este un film în românești, în limba română, când actorii sunt cunoscuți la nivel național, filmul... Piața e limitată, da? Da. Păi da. Da. Deci nu există nici o garanție, e ca și cu o pictură. Nici Picasso nu știa că acum ce a lucrat el valorează milioane de euro. Da. Poate atunci abia reușea bietul să își ducă viața de pe zi pe alta. Da. Și atunci, această industrie este mai mult decât un antreprenor social. I-aș spune antreprenoriat social, însă cred mai mult un benevolat social. Un risc pe care și l-au luat eu, în primul rând că am venit cu această idee, că Adina, am avut ideea, nu mai știu cât am tras. 600 de oameni care au stat în spate, 120 de actori, deci ei au venit cu mine asumându-și într-un fel. Sunt convinsă că dacă aș fi avut fonduri, n-ar fi spus, dar și-au asumat că este un risc și a mers până în pânzele albe. Și iată, ne-a ajuns la un film care este gata să intre pe marile și micile ecrane cu mai puțin de 10% buget din cât am fi avut nevoie, pentru că este un film care a folosit CGI, computer generated image, foarte scump, e un film istoric, în primul rând, deci a trebuit să aducem cumva înapoi vremurile din 48 și astea sunt niște filme extraordinar de costisitoare, iar noi am reușit să facem asta cu mai puțin de 10%. Da, și sunt multe de plătit. Ni s-a furat un generator electric de pe platou de filmare care costă 10.000 de euro, noi trebuie să plătim 7. La lumini mai am 5.000, la sunet mai am încă 2. Deci se adună, plus actorii și echipa care trebuie plătiți. Ca tare, pentru noi este extraordinar de important să avem distribuție și distribuție cu remunerație, pentru că trebuie să plătim datoriile, actorii, echipa și să păstrăm pentru următoarele proiecte, pentru că ne dorim să mergem mai departe. Cum te-ai gândit să strângi aceste sume de bani? Deci, am înțeles, odată, distribuția filmului, distribuția remunerată a filmului, sigur. Da? Casele de distribuție vor plăti cât vor plăti pe măsură ce probabil filmul generează o anumită audiență. Deci, o variantă ar fi să promovăm acest film și interesul, curiozitatea, să strânim interesul, curiozitatea, astfel încât cât mai multă lume să vină să vadă filmul. Da. Din dublă perspectivă, odată să vadă un film de artă, din altă perspectivă să vadă un film istoric despre niște realități despre care nu s-a vorbit îndeajuns și ar trebui să se vorbească, așa cum ai spus și tu, lucrurile astea se pot repeta, e bine să știm de ele și să ne ferim, să mai permitem vreodată să se ajungă atât de înaintat cu astfel de lucruri rele, aberante. Și mai sunt și alte variante.
De... Da, tocmai am început una dintre campanii, pornește de la ideea de film pentru film. În timpul pandemiei am sunat prieteni apropiați ai mei, ai proiectului și am rugat dacă pot să mă ajute cu o contribuție artistică din cariera dumnealor de teatru, film sau artă plastică. Așadar, am strâns o serie de obiecte care au acum valoarea de unicat, pe care am început să le licitez. Sunt multe primite cu scopul de a fi licitate. De asemenea, multe dintre ele mi-au fost dăruite pentru sufletul meu, dar sufletul meu este acest proiect, iar eu am hotărât că trebuie să dau mai departe aceste cadouri de suflet pentru suflet. Și fac aceste licitații, am început ieri, am avut primul eveniment la The Villa, următorul va fi duminică pe 3 iulie la Salonul Cetei Voina din Agora. Da. În toamnă vom face din nou o licitație. Toate aceste evenimente au și proiecte de film, deci persoanele interesate pot să vadă și despre ce este vorba. Artmark se va implica într-o... Vreau să te întreb, casele de licitații, galeriile de artă? Am vorbit cu ei, da? Și aici așa ca o paranteză, eu am încercat să-i curtez pe acești oameni de ani de zile, dar m-au refuzat tot timpul. Acum când au început lucrurile să se lege, am primit răspuns pozitiv, iată, și din partea Artmark, care din toamnă va așa face... Așa se întâmplă, nu trebuie să ne supărăm că ne-au refuzat când încă nu se știa dacă se întâmplă sau nu se întâmplă. Când totul devine certitudine, atunci... Da, lumea se aliniază pe linia succesului. Și dincolo de asta, trebuie să mai spun și foarte important să spun, mi-am dedicat aproape 6 luni din viață la aplicațiile acestea oferite de statul român. Recent a făcut o aplicație pentru Arcub, pentru a-mi premia actorii. Din păcate, trebuie să spun, în cerință nu s-a explicat concret ce înseamnă certificat fiscal, iar eu am pus certificatul de la ANAF, mi-au respins proiectul pentru că... Lipsea o hârtie care încă nu era un certificat, dar nu era menționat. Am făcut contestații, am trimis certificatul respectiv, ei i-au spus că trebuia să înțeleg că certificat înseamnă toate. Eu, nefiind contabil, asociația fără o persoană care se ocupe în domeniu, n-am avut aceste Victoria, tu ai perfectă dreptate în ceea ce spui, dar îmi dai voie să te întrerup și să fac un apel la firmele specializate de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile sau în accesarea oricăror forme de finanțare pentru astfel de proiecte, dacă vor să pună o mână de ajutor pentru Victoria. Bineînțeles, trebuie să înțelegem următorul lucru, că vorbim despre antreprenoriat. Da. Această mână de ajutor este remunerată. Deci firma de consultanță care vine, lucrează proiectul prin expertiza unui profesionist, pentru că fiecare dintre noi facem altceva. Da. Tu nu poți să faci și film și finanțe. Nu poți să fii discutat la un moment dat și medic, profesor, chirurg, să fii în sala de operație și să faci și administrarea spitalului, să aduci și bani, să te ocupi și de sursele de energie. Deci lucrurile trebuie un pic separate și trebuie coagulate niște eforturi. Așa cum spuneam, facem apel la firmele de consultanță, ele dacă reușesc, în mod evident, munca lor este remunerată. E un pic diferit, Cezar, dacă îmi permiți. Aceste firme cer între 500 și 1000 de euro să se implice în proiect, în avans. Iar în momentul în care proiectul se aprobă, atunci mai iau încă un procent. Așa merg lucrurile, m-am consultat deja cu 10 de astfel de companii. Deci sunt la curent și dacă aș fi avut un buget de undeva... Te felicit! Te felicit! Nu vreau să te contrazic, am văzut câtă ambiție ai în ceea ce faci. Ai dreptate în ceea ce spui, dar crede-mă și pe mine că și eu am trecut, nu-i așa, Adina, un pic prin lumea asta. Și chiar dacă majoritatea pieței reacționează așa cum spui tu, cu certitudine sunt companii care lucrează pe bază de proiect, mai ales dacă există și o componentă socială, culturală, atunci... Aștept să găsesc. Da? Mai insistăm, nu ne dăm bătuți, nu lăsăm cauza... Bun, deci ai spus despre...
Licitație, ai spus despre tipuri de finanțări. Despre licitație, am înțeles de la evenimentul de ieri că toate obiectele, și am să te rog să și enumeri un pic Dintre ele, da. dintre Da, ele, da, au într-un fel sau altul chiar legătură cu proiectul, da? da. Da. Și trebuie spus lucrul ăsta, dincolo de faptul că e unicat, are legătură cu proiectul, proiectul va avea o anumită notorietate. Știm că, în general, arta este folosită și ca investiție. Da, sigur. Da? Are o Și o valoare, da. investiție, Da. în momentul inițial, e valorificată mai târziu prin Da. notorietatea, prin amploarea pe care o ia un anumit proiect Da. și este o formă de tezaurizare a valorii și Da, de așa câștig. este. Da, te rog, un pic despre obiectele din Sunt licitație. toate foarte apropiate de sufletul meu. A existat și un moment emoționant în momentul când l-am prezentat și ieri la licitație. O să încep cu o fotografie de la prima zi de filmare în Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Acolo am filmat cu domnul Caramitru. El este în sala de bal cu elevii Da. dumnealui. Practic fac spoiler la film acum, trebuie să vedeți filmul să știți de vorba. Și printr-un noroc, universul așa a vrut să mă aflu cu perioada verii anul trecut. Treceam prin fața Teatrului Național, hai să mă opresc să-l salut pe domnul Caramitru și m-am oprit la Xerox-ul de la universitate și am printat câteva fotografii și le-am rugat să semneze. M-am gândit eu că e bine. Mi-a părut rău că n-am printat mai multe. M-am dus acolo și așa am aceste fotografii. Sunt câteva, nu o să le dăm pe toate, dar au valoare de unicat prin acestea. Deci sunt fotografii de la filmări cu Ion Caramitru în prima zi de filmare cu autograful dumnealui pe ele, cu 2 săptămâni înainte de a se sfârși. Da, trebuie spus că, de fapt, este ultimul film în Da. care apare Ion Ion Caramitru Caramitru. și este probabil singurul proiect de talia acestuia, unde Ion Caramitru a lucrat benevol. Dumnealui, că puțină lume știe, este un actor de talie internațională, a lucrat cu Tom Cruise în Mission Impossible, adică filme de Hollywood. El este o somitate și noi suntem onorați că am avut șansa să lucrăm cu dumnealui. Da, deci acesta este unul dintre lucrurile licitate. Apoi avem o pictură semnată Adrian Sabadâș. Este inspirată din povestea experimentului Pitești, este un pat de celulă, el vine cu o poveste foarte tristă legată de familia lui. Fiind artist plastic, am mers prin închisorile comuniste și într-una dintre închisori era un mic muzeu cu fotografie și mi s-a părut că de acolo e cineva din familie și când am mers acasă a aflat că așa este și familia lui a suferit de pe urma crimelor comunismului și a pictat. M-a contactat el acum mai mulți ani, mi-a scris că vrea să-mi dea această pictură ca să o licitez pentru a finanța filmul. Exact așa mi-a zis. Numai că atunci Victoria, n-am reușit. Acum se poate. Victoria, te rog să nu te superi pe mine, eu te-am provocat, eu te opresc. Deci, Sigur. vă rog să observați câte povești frumoase și interesante sunt legate de acest proiect și am oprit-o pe Victoria în mod intenționat ca cei care au devenit curioși. Vor să afle mai multe dintre seriile acestea de povești, de întâmplări absolut deosebite și unice, să participe ca să le afle direct de la Victoria în următorul eveniment care. Are loc pe data de 3 iulie, duminică, la salonul Getei Voinea din Agora București, Floreasca, între 6 și 9 după amiază. Este o proiecție privată de film, arătăm ce am făcut noi în acești 11 ani de muncă, cu licitarea obiectelor pe care începusem să le menționez. Sunt obiecte unicat și au o poveste în spate pe care voi prezenta-o direct oamenilor care sunt prezenți acolo verbal. După care o să o preluăm și noi în revista Patronatului Cu Român, drag. dar deocamdată așteptăm participarea live la eveniment. Și pentru că timpul deja a trecut, mulțumim pentru atenție, mulțumesc Mulțumesc foarte și eu. mult, Victoria, că ai venit să Mulțumesc. fii alături de noi cu experiențele tale deosebite.
Mulțumesc foarte mult, Adina. Ne revedem la seriile noastre de emisiuni. Absolut. La revedere. La revedere.